Doamnelor, domnilor și dragi copii, începe Avocado News, jurnalul construit de elevii școlii TV Dicte.ro, special pentru cei mici, dar pot rămâne și părinții sau bunicii la televizor. Nu ne supărăm! Iată principalele titluri. Au început taberele de televiziune Dicte.ro. Vom avea curse cu mașini zburătoare și vom afla care sunt obsesiile pisicilor. Au început taberele de televiziune și radio Dicte.ro. Copiii au făcut ore de dicție, ore de actorie, drumeții, dar și o mulțime de activități. Hai să vedem cum a început tabăra de televiziune. În tabăra de televiziune am făcut o mulțime de reportaje interesante. Copiii au vorbit despre ecologie și cât de greu se descompun deșeurile în natură. Despre acest subiect ne spune mai multe colegul meu de la școala TV Dicte.ro, Luca Burlacu. Bună ziua, Luca! Yesterday was my favorite place, but today I don't see nobody. All alone, no familiar face. Need someone to be right beside me. 7 days and 20 hours since you left. Different ways, your voice still popping in my chest. And I still hope, I hope you're coming back soon. You're coming back soon. Take me to another place where the fairy tales don't end. Magical, magical land. Magical, magical land. To another place where the fairy tales don't end. Magical, magical land. Magical, magical land. În tabăra de televiziune am făcut o mulțime de reportaje interesante. Copiii au vorbit despre ecologie și cât de greu se descompun deșeurile în natură. Despre acest subiect ne spune mai multe colegul meu de la școala TV Dicte.ro, Luca Burlacu. Bună ziua, Luca! Bun găsit! Ne aflăm în pădure, locul în care oamenii aruncă foarte mult gunoi pe jos. Ceea ce nu știu turiștii neatenți este că deșeurile se descompun foarte greu. Cutiile de cereale și cojile de banane se descompun în 6 săptămâni, iar pungile de plastic în 10-20 de ani. Acest pahar se descompune în 100 de ani, iar un borcan de sticlă se descompune într-un 1000 de ani. De aceea, plămânul planetei pădurea are nevoie de noi să fim responsabili și inteligenți. Dacă vrei să pleci în vacanță în drumeție, asigură-te că ai echipamentul necesar. Ce trebuie să ai la tine știe colega mea de la școala de televiziune Dicte.ro, Maria Răcaru. Bună ziua, Maria! Bună ziua și bun găsit! Astăzi o să vă dau câteva sfaturi atunci când mergeți în drumeție pe munte. Aveți nevoie de o pelerină de ploaie pentru că vremea poate fi schimbătoare, dar și ochelari de soare și o șapcă deoarece vremea poate fi călduroasă. Aveți nevoie și de bocanci pentru că drumul poate fi accidentat, apă suficientă, un sandwich și un briceag. Aveți nevoie pe seară de o lanternă și un telefon mobil încărcat la maximum, neapărat. Și în ultimul rând, aveți nevoie și de un rucsac, deoarece aveți nevoie ca toate lucrurile să încapă în acesta. Eu sunt Maria, numai bine, pe curând! Chiar dacă la televizor vedem materiale perfecte realizate de copiii din tabăra de televiziune, pe teren situația este un pic diferită. Hai să vedem ce nu vedem în mod normal la televizor. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua și bun găsit! Azi am să vă spun despre ce ne trebuie să
Ne trebuie desigur și... Eu sunt Eduard. A, da, și să nu uităm de rucsacul în care vor intra toate lucrurile de dinainte. Da, aleo, scuze. Nu știu ce sunt. Sunt emoționat în fața camerei. Telefonul maxim. Nu-mi vine să cred așa ceva. Mai dau o dată. Mă duc înapoi. Stai. O clipă să-mi aduc aminte ce era. Telefonul cred că la maximum. Și să nu uitați de... Să nu uitați de rucsacul unde ne vom pune toate lucrurile. Vă urez o vacanță plăcută. Numai bine, pe curând. Zia și... Și bun găsit. Azi vă vorbesc cum să ne echipăm când plecăm în drumeție la munte. Bună ziua și bun găsit! Azi am să vă spun despre ce ne trebuie. Aveți nevoie și de botcanci pentru că drumul este accidental. Am uitat ce era. Vom avea nevoie de o pelerină de ploaie, de asemenea aveți nevoie... Nu. Astăzi vreau să vă spun câteva lucruri despre când m-am încurcat. Mai trebuie o dată. Eu sunt... Nu, și nu în ultimul rând avem nevoie de un ghiozdan. Aveți nevoie și de o pereche de bocanci în caz că drumul este mai accidentat. Și de ochelari de soare și șapcă. Bună ziua și bun găsit! Astăzi o să vorbesc... Nu pot! Bună, găsit, am câteva spațiu, așa că avem nevoie de neapărat o pelerină de ploaie. Poate fi vremea ori rece, ori călduroasă. Nu, mamă. Știu doar că am spus gen mamă. Astăzi vă voi recomanda cum să mergeți pe munte în drumeție. Încă o dată. Niște ochelari de soare și... Bună ziua și bun găsit! Azi vă voi spune cum să vă echipați sau să vă îmbrăcați pentru munte. Mai întâi trebuie să vă luați o lanternă, dacă e seara acum, dar vreau să zic mai întâi de ziua. Lanterna acum am zis-o pentru că nu vreau să zic mai devreme. Mâncare și multe alte. Am uitat. Poți să mai dau... La munte vremea este schimbătoare, așa că avem nevoie de pelerină de ploaie, șapcă și ochelari de soare. Și o șapă în șapcă. Să nu uitați să aveți... Nu, deci nu-mi vine să cred, asta e cea mai simplă parte și mă încurc la ea. Da, m-am oprit unde nu trebuie pentru că n-am văzut. Vremea este schimbătoare, așa că ne trebuie o pelerie... Pelerie. Stai un pic. O șapcă și ochelari de... Bună ziua și bun găsit! Astăzi vă voi propune niște... Uite, m-am încurcat la seară. Serează, mai avem nevoie de... Stai. Dacă se înserează, avem... Ok, poți să iau de la... Dacă trebuie
să luăm cisnițe, pentru că ea ne costă, nu mai bine pe gură și să mă... Acum am ajuns la seară, oameni buni. Îți dau o brutalitate, îți dau brutalitatea lui Scorpion, stai cu minte. Și acum vă voi spune mai departe. Vă urez o vacanță plăcută. Bună ziua și bun găsit! Astăzi vă voi propune cum să ne... Nu pot! Uit cuvântul! Să ne echipăm la munte într-o drumeție. Pentru munte. Pentru drumețiile pe munte. Și toate acestea se pune într-un rucsac, numai bine pe curând. În tabăra de televiziune Dicție.ro facem, pe lângă ateliere de actorie, dicție și filmări, și ateliere de pictură pe piatră. Iată cum se desfășoară un astfel de atelier. Dar și noile sisteme pentru a trimite iar oameni pe lună. Despre ce este vorba, ne spune colega mea de la școala TV Dicție.ro, Alesia Tașcă. Bună ziua, Alesia! Bună ziua, Bianca! În curând, oamenii vor ajunge din nou pe lună. Specialiștii de la NASA se pregătesc să lanseze un zbor la finalul anului, în care un manechin se va afla la bordul navei Orion, în misiunea Artemis 1, care va înconjura Luna în 25 de zile și vor fi testate mai multe echipamente, după care va reveni pe Pământ. Dacă misiunea va decurge conform planului, inginerii vor lansa misiunea Artemis 2 cu echipaj uman la bord. Ultima dată când NASA a lansat o misiune pe lună cu echipaj uman a fost în anul 1972, iar de atunci oamenii de știință se gândesc cum să lanseze noi misiuni către satelitul natural al Pământului. Două monede rare au fost vândute la o licitație cu un preț record. Cât au plătit colecționarii, ne spune colega mea de la școala TV Dicție.ro, Cezara Constantinescu. Bună ziua, Cezara! Bună ziua, Bianca! Monedele sunt din Australia și sunt foarte rare și s-au vândut cu un preț record de aproximativ 1,5 milioane de dolari fiecare la o licitație online din Monaco. Moneda de 5 lire a fost bătută în anul 1921. Doar 7 monede de acest fel există în lume, de aceea există interes crescut pentru colecționari. Moneda a fost inspirată de o monedă anterioară proiectată de gravorul Joshua Paine în 1852. Una dintre cele 7 monede extrem de rare se crede că se află la Muzeul Victoria din Melbourne. Suntem tot mai aproape să vedem curse cu mașini zburătoare. Cum se va desfășura competiția, știe colegul meu de la școala TV Dicție.ro, Cezar Câmpureanu. Bună ziua, Cezar!
Bună ziua, Bianca! Am aflat că în viitor vom avea o competiție în care mașinile vor zbura. Air SpeederX o să fie echivalentul competiției Formulei 1. Vehiculele de curse vor fi electrice, vor funcționa cu baterii și vor atinge viteze mai mari de 190 de km pe oră. Alauda Air Speeder MK3 este un multicopter de 4 metri lungime care cântărește 130 de kg. Vehiculele se vor pilota cu ajutorul ochelarilor de VR și vor avea energie pentru aproximativ 15 minute de zbor. Cursele o să dureze 45 de minute, iar pentru schimbarea bateriei, mașinile vor trece de 2 ori pe la boxe. This is the future of racing. Where pilots and flying machines merge at the digital frontier. The next generation of sport is here. This is EXA, Airspeeder's first flying car racing series. Oceanele lumii sunt din ce în ce mai poluate. Câțiva elevi din Australia au creat un robot care va ajuta la curățarea lor. Mai multe detalii despre acest subiect are colega mea de la școala TV Dicție.ro, Alessia Olotuc. Bună ziua, Alessia! Bună ziua, Bianca! Planeta noastră se sufocă de gunoaie și deșeuri, mai ales mările și oceanele. Câțiva elevi au proiectat și testat cu succes un prototip care îi va ajuta pe oameni să elimine deșeurile din apă mai simplu. Robotul are un fel de mătură în formă de V montată în partea din față, astfel că poate colecta foarte ușor sticle de plastic care plutesc. Roboții pot fi mai eficienți, mai rapizi și pot ajunge la distanțe mari în apă. Le găsim în toate magazinele. Însă o echipă de cercetători a dezvoltat un nou mod de a ambala pastele pentru a le face mai ușor de vândut. Mai multe detalii despre acest subiect are colega mea de la școala TV Dicție.ro, Alexia Buga. Bună ziua, Alexia! Bună ziua, Bianca! O echipă de cercetători a dezvoltat un nou model de paste plate care se transformă în forme 3D pe măsură ce le gătim. Mai mult de atât, pastele pot fi ambalate în cutiuțe mai mici, iar asta va ajuta la reducerea ambalajelor de plastic. Pastele sunt produse cu ajutorul unei noi tehnologii. Dacă deja știm spaghete și pene, ei bine, acum vom putea avea paste în formă de cutie, stea sau chiar spaghete subțiri ca firul de păr. Vadă de ce pisicilor le place să stea în cutii, fie ele și desenate pe podea. Mai multe detalii are colega mea de la școala TV Dicție.ro, Ana Gheorghe. Bună ziua, Ana! Salut, sunt Ana și am aflat că pisicilor le place atât de mult să stea în cutii încât ar alege chiar și unele desenate. Oamenii de știință din New York au făcut un experiment pentru că au vrut să afle de ce pisicile nu ratează nicio ocazie să stea prin cutii. Concluziile testului sunt surprinzătoare. Pisicile sunt atât de pasionate de cutii încât aleg să stea chiar și în spații unde e doar desenat conturul unei cutii. 9 din 10 pisici au ales de fiecare dată să stea în pătrate desenate pe podea. Cercetătorii cred că forma pătrată face pisicile să se simtă confortabil. Atât despre obsesiile pisicilor, numai bine pe curând!
de animație va avea premiera în România în luna iulie. Despre ce este vorba știe colega mea de la școala TV Dicție.ro, Violeta Ostaciuc. Bună ziua, Violeta! Bună, Bianca! Am aflat că filmul de animație Luca va avea premiera în România pe 17 iulie anul acesta. Filmul este produs de studiourile Pixar și spune povestea lui Luca, un băiețel simpatic care trăiește o vară de neuitat pe Riviera italiană. Luca împărtășește aventurile cu un nou prieten. Toată distracția este amenințată de un secret profund ținut. El este un monstru marin dintr-o altă lume, chiar de sub suprafața oceanului. Scopa! We can go anywhere, do anything. We just gotta stick together. Underdogs have to look out for each other, right? Underdogs! Tu sei l'amore. This is gonna be the best summer ever. Amore. Io son felice. We'll ride down every road. Accanto a te. See the whole world together. Ogni sera. It'll be amazing. Andiamo! But there's just one thing. Whoa. Whoa, 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 wait! Did you see that? No one can find out. Please don't take my sunshine away. Where did you boys say you were from? Și acum cred că putem vorbi puțin și despre gramatică. Oare cum e corect să spunem? Rezistor sau rezistor? Colegul meu de la școala de televiziune Dicție.ro, Eric Dinu, știe care este varianta corectă. Bună ziua, Eric! Bună, Bianca! Gramatica ne ajută atât în scriere cât și în vorbire. Este foarte important să știm regulile de scriere și de pronunție și să nu avem dubii atunci când vine vorba să le punem în aplicare. Astăzi vorbim despre care este varianta corectă. Rezistor sau rezistor? Conform DOM2, varianta corectă este rezistor. Atât despre gramatică azi, dar nu uitați, dacă vă doriți o comunicare corectă și îngrijită în limba română, încercați să țineți cont de sfaturile mele și vă recomand să lectura și cartea 613 greșeli gramaticale în limba română de Carmen Ivanov. Noi suntem smart pentru că citim, nu mesaje pe telefon, ci cărți adevărate. Și pentru că ne place să citim, vă propunem o carte foarte interesantă pentru cei mici. Cu alte cuvinte, urmează colega mea Cristina Ghiță și rubrica Bucultura. Salutare, cititori! Azi am ales pentru voi cartea Vânătorii de comori, goana către orașul de aur, de James Peterson și Chris Grebenstein. Doar un obstacol are de făcut familia Kidd până să ajungă într-un oraș de aur, rechinii. Mai sunt și șerpi și pirați și săgeți otrăvite și capcanele de tot felul. Asta ca să-ți faci o idee. În noua lor aventură, renumiții vânători de comori se află în Peru și descoperă o veche hartă către orașul Incas, Paititi, căutat de secole întregi. Dar când harta este furată, familia Kidd trebuie să se bazeze pe uimitoarea memorie fotografică a lui Strom, ca să-și facă drum prin periculoasa junglă amazoniană. Până când fata este răpită, pentru a o salva din mâinile băieților răi, trebuie să găsească fabulosul oraș înaintea acestora. Va fi de această dată o misiune îndeplinită? Poți să descoperi chiar tu dacă vrei să citești această carte pe care o găsești în librării, dar și pe paginarium.ro. Mulțumim! Vom citi cu siguranță cartea Vânătorii de comori, goana către orașul de aur de James Peterson și Chris Gravenstein. Și nu uitați, o minte sănătoasă va fi mai sănătoasă într-un corp sănătos. Am zis asta pentru că desigur urmează rubrica Sport, prezentată de colegul meu de la școala TV Dicție.ro, Robert Socol. Bună ziua, Robert! Bună ziua,
Bianca, bună ziua doamnelor și domnilor! Arena de la Arcul de Triumf se va inaugura în data de 3 iulie, au anunțat oficialii Federației de Rugby. Echipa națională de rugby a României va întâlni Argentina într-un match test. Președintele FRR, Alin Petrache, a declarat că își dorește ca fanii stejarilor să vină în număr cât mai mare la stadion, aceasta fiind prima confruntare cu suporteri în tribună după 3 ani. Și stadionul Ghencea va avea parte de un meci de inaugurare în data de 7 iulie. Steaua întâlnește pe OFK Belgrad, echipa care a inaugurat și prima arenă a roșalbaștrilor. Federația Română de Fotbal a anunțat lotul echipei României pentru participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo printr-o postare pe pagina oficială a Federației. Doar 20 de jucători au fost aleși dintr-o listă de 61. Jocurile Olimpice de la Tokyo, programate în 2020, au fost amânate pentru anul acesta din cauza pandemiei. Turneul de fotbal va debuta pe 21 iulie și se va încheia pe 7 august. În urma tragerii la sorți, România a fost repartizată în grupa B la Jocurile Olimpice, alături de Noua Zeelandă, Coreea de Sud și Honduras. După retragerea de la turneul de mare șlem de la Wimbledon, Simona Halep nu va participa nici la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Anunțul a fost făcut de președintele CSR, Mihai Covaliu. Amintim, Simona Halep a abandonat la turneul de tenis de la Roma din cauza unei accidentări după doar 57 de minute de joc. Halep a participat la Jocurile Olimpice din 2012, însă atunci a fost eliminată încă din primul tur. Cum e vremea, să aflăm și cum va fi vremea. Colega mea de la școala de televiziune Dicție.ro, Alexandra Mincu, ne spune cum să ne îmbrăcăm în acest weekend. Bună ziua, Alexandra! Robert, vremea e ca vremurile, schimbătoare, mai caldă față de normalul perioadei. Valorile termice vor fi crescute la nivelul întregii țări. Posibil să mai fie episoade cu instabilitate atmosferică. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 36 de grade Celsius, iar minima va fi de 16 grade Celsius. În București, vremea se încălzește și este posibil să mai apare episoade cu instabilitate atmosferică. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab. Temperatura maximă va fi de 36 de grade Celsius, iar cea minimă de 18 grade Celsius. La munte, vremea se încălzește, iar cerul va fi variabil și posibil să mai apară ploi izolate de vară. Vântul va sufla slab. Temperatura maximă va fi de 29 de grade Celsius, iar minima va ajunge la 14 grade Celsius. Așadar, vremea se încălzește ușor, dar rămâne instabilă în aproape toată țara. Iar voi să vă luați și umbrelele de acasă, pentru că va mai ploua pe aici, pe acolo, dragi copii. Și neapărat bună dispoziție, pentru că e weekend! Hai, vă salutăm noi, cei de la Avocado News, și vă așteptăm pe recepție și săptămâna viitoare. O săptămână cu zâmbete să aveți. Și nu uitați că nimeni nu-i perfect. De aceea vărtăm și câteva imagini din culisele Avocado News. Nu plecați, așadar, de la televizor. Și vor avea energie. Steaua întâlnește pe... M-am grăbit. OFK Belgrad, da. Și Honduras. Ziceam bine. Și am schimbat accentul pe final. De pe uimitoarele uimitoarea memorie de memorie fotografică. Ce-am greșit? Bună ziua, Bianca! Am aflat că în viitor vom avea o competiție în care mașinile vor zbura. Hai să ne concentrăm, da? Da. Să mai zicem lucrurile acelea, da? Atunci când vine vorba, să le punem în aplicare.